Mulțumim foarte frumos că ați venit să ne vedeți, să ne ascultați. E o surpriză, sincer, în perioada asta de nebunie să ne întâlnim atâția oameni aici și să ne întâlnim ca să facem un lucru frumos. Am început cu cântecul ăsta pentru că e reprezentativ evenimentul care se întâmplă acum și trebuie să mulțumesc organizatorilor și doamnei Emilia Miron care a avut inițiativa asta. Primăriei, posibil că a fost participat și Maria Beată Vazărână. Mulțumesc dumneavoastră că a venit cu primul rând. Noi facem un spectacol în dublu exemplar, să zic așa. Ce se întâmplă aici o să continue la un moment dat în altă locație. Nu știu dacă avem voie să spunem. Avem voie Cafe d'Art, undeva dreapta, nu știu exact unde a fost mai multe ori, dar nu. Le-am cu orientarea, pentru că doar mi se pare un oraș foarte întortopiat, așa, și n-am înțeles nimic din el. Și ne descurcăm până la urmă. Suntem mulți și ne luăm unul cu altul. Ați văzut pe afiș că avem, suntem într-o formulă de trei. Noi nu să fim chiar așa de întregi și de bine organizați, cum trebuia să fim normal, pentru că fericii aici, de față, sunt pucale sporturi extreme. În sensul că merge pe drum și intră frontalul mașini care vine în față. Drept pentru care se află într-o stare de sănătate un pic îndoielnică. O să o ajutăm cu tot ce putem noi. Felicia a suferit un accident de circulație fără vina ei. Suntem fericiți că doar asta e problema. Nu, că nu poți să apuci de balet, dar rest. Nu? E ok. O să are nevoie de susținerea și încurajarea noastră Felicia și sigur se descurcă foarte bine. Face de griji. Doar cu statul în picioare să fie o problemă, cred. Dar vedem, pune un hasa, ceva și rezolvăm problema. Luminița, o fetiță de la Petrușani, o fetiță de 10 ani, care cu care colaborez de 2 ani, 3 ani încoace și un copil foarte talentat, merge pe la concursul, câștigă premii, o să vedeți. O să vă mă cânt un cântec, o să cânt o colindă ca să începem seara așa cum trebuie, după care o să o rog pe Luminița să vină să vă cânte două cântecele, după care Felicia, după care eu și tot așa. Ne rotim până ne pipisim și pe colacas. Da? Pentru că miercuri pe 14, sau cum spus, 15-14 decembrie, m-a avut bucuria și onoarea să fiu invitat de lucru verzi într-un spectacol pe care l-am susținut la mine în oraș în Ucraina. Vreau să încep cu o colindă care, pe care a scris-o el și care îmi place foarte mult. Yeah.
Ștefănița. Bună seara și bine v-am găsit. Prima melodie se numește Colindul Cutuii din Geam, versuri Adrian Păunescu, muzică Nica Zaharia. Toată iarna
Cred că Tatiana a vegheat să nu se întâmple ceva mai rău și tare-i mulțumesc. Am pentru multe a-i mulțumi. Sunt convinsă că ea a avut grijă, nu știu, a vegheat ca eu să ajung acolo în Valea Jiului, unde am cunoscut o mulțime de oameni frumoși. Iată, l-am cunoscut pe l-am întâlnit și cunoscut pe fiul ei, Cătălin, pe Luminița, părinții ei, pe Liana, iată, care a venit tocmai de la Târgu Jiu. Avem aici prieteni veniți din Iași. Sunteți minunați, vă mulțumim că ne sunteți aproape. Iată și de la Alba Iulia, familia Totică, vă pup cu drag. Și voi cânta o prima piesă, un cântec de iarnă al Mariei Gheorghiu. Ce frig e mine astăzi și simt cum o să cadă nisoarea peste mine și peste care dar din ceruri plânge iarna cu lacrimi de zăpadă. În mâine plânge ochiul cu lacrimi de amor. Iarna ai venit fără să mă cred. Dacă sufletul meu te mai vrea, amintiri cu tine.
Înainte să lui Walter Dionisiu, tot un cântec de iar, nu? Thank you.
vorbesc câte un pic. Acum am o scuză în stupidul, cumplitul de accident, mi s-a stricat și chitara, știți? Și practic de 3 săptămâni n-am prea avut cu ce cânta și se simte pauza. Mulțumesc din suflet. O să revin în forță după ce nu mai cântă. Înainte de toate și înaintea cauzei pentru care ați venit aici și pentru care vă mulțumesc încă o dată, pentru mine înseamnă asta foarte mult mai mult decât pentru oricine, vreau să mulțumesc pentru lucru mult mai important decât ăsta, pentru faptul că veniți să ascultați oameni care iasă de sub tren, depinde pe câmpul de luptă, fac cum fac și vin și cânt în fața dumneavoastră, e foarte important. Dacă Felicia a venit și a cântat live, putea să avea, cred, orice scuză să vină cu un CD-ul, cu un stick, cu orice. Asta înseamnă foarte mult și datorită dumneavoastră facem lucrurile astea. Și asta ne face să mergem înainte, să continuăm pe drumul ăsta. Acum, bineînțeles că Felicia și că ar cânta cartea de telefon, ar suna bine. Dar în situația asta, cu atât mai mult. Sunt în Noaptele Crăciunului, un cântec cu care vreau să încep partea asta de program. Pentru că e un cântec de suflet, un cântec pe care l-au imprimat și mama și l-a cântat în mai multe situații și împrejurări. E un cântec compus după o idee de-a lui Merich Imre, pe o linie melodică, de-a lui Merich Imre, pe versurile Adrian Păunescu, o poezie foarte frumoasă. Și un cântec de suflet. Partea asta, programului noi sunt pe cântece de suflet. Eu n-am cântat cât timp mama a trăit, dar am vrut să cânt deloc, am vrut să fac pasul ăsta, aia tot insista, l-am lăsat în pace până la urmă. Am pornit pe drumul ăsta după ce n-am mai fost încurajat de tot felul de oameni de pe lângă mine. Și ce să mai zic, Sfântă Noapte de Crăciun. Pentru mor și pentru vin, noaptea asta e o zi. Vin încă-n și nu-ți iubi, multe ceruri se deschid. Nu au pâine, aveam programul nostru de zi de zi
Și la un moment dat, la un concert la Craiova, era nebunia aia cu Omar Haisam ăla, fura jurnalistă, nu știu ce a făcut el, fura cireșe, nu știu ce a făcut. Și fiind toată nebunia aia și toate știrile cu Omar Haisam, a prezentat cântec ăsta ca fiind scris pe versurile lui Omar Haisam. Și toată lumea era încântată, uite bă ce om ca lumea, așa mă urmărește și scrie poezii frumoase. De fapt, da? Fulgiorul. Thank you.
Oamenii care, între oamenii care m-au încurajat și m-au îndrumat cel mai mult pe drumul ăsta, după ce n-am mai fost mama, au fost unul dintre cei mai importanți prieteni și amici și colegi din viața ei, care ulterior mi-a devenit prieten foarte bun și mie și păstrăm o legătură foarte sănătoasă și foarte strânsă. Este Victor Socraciu, el m-a îndrumat câțiva ani buni, am umblat cu el prin turnee și mi-a îndrumat primii pași mi-a marcat destul de bine primii pași pe drumul ăsta, drept pentru care vreau să vă cânt un cântec de-a lui. Un cântec care mie mi se pare cel mai frumos cântec de an românesc. El e și un cântec de dragoste mai mult, dar se numește Oameni de Zăpoadă. O poezie absolut genială de la Popescu. Un cântec scris prin 1970 și ceva pe la Vatra Dornei. Oameni de Zăpoadă. Crește-te la ploi, de gând și pământ.
ingrat în ghilimele, să zic așa, pentru că până acum lucrurile s-au mai schimbat cu tablele, dar până acum câțiva ani erau probleme pe unde mergeai și mi-ai zis când cântecele tale, pentru că toată lumea, deci ai o câteva de ripopa sau nu știu, mai știu eu ce, da? E foarte important, am spus-o de mai multe ori, să fiecare dintre noi să venim cu câte ceva nou. Dacă facem 30 de cântece și unul îi pun și mergem mai departe, nu rămâne folcul pe loc. Folcul, rock-ul, genurile astea puse un pic la zi, numai cu încurajarea dumneavoastră merg mai departe. Ori lucrurile s-au schimbat și asta mi se datorează dumneavoastră publicului, care e receptiv la tot ce facem noi, ascultă piesele, din 5 piese, poate vă place una, o cereți data viitoare și așa lucrurile merg înainte. Destul de greu, pentru că în momentul în care nu te difuzează nimeni, doar așa te faci cunoscut și doar așa aduci lucruri noi în atenție. Ăsta e un cântec care se află pe un CD-ul de compilații, se numește Folk din Pananea, volumul 2. E un cântec pe versurile Florin Poclitaru și se numește Eu nu știu. Și l-am prins la pe unul.
ani. Și n-am știut doar cum sunt versurile, le-am găsit undeva într-un calculator pe care l-am luat de la, nu, l-a folosit mama. Inițial am crezut că sunt versurile ea, am pus cât de costa cu gândul la ea și la cuvintele pe care le-am scris ea. Am aflat tot deloc că versurile sunt ale Camelei Radulian, o doamnă care scrie foarte frumos, de la Căruva, și o prietenă foarte bună de noastră. Să-l cântăm, Liga, cu voi trei. Și printre primele cântece pe care am apucat să le cânt la chitară
după ce n-am mai fost de-am zis că l-am cântat mai. Și de primele câte ce am învățat pe de mine la chitară. Am obosit să urci și să joc în mâna asta.
Următoarea melodie se numește Antiprimăvara. Nu mai sunt,
revenit așa cum promiteam. Uite, după Luminița, cum să nu o iubești, spuneți și dumneavoastră. Când mi-a fost prezentată în Parânghi, eram așa, în tabăra de folk organizată de Zaneț Steian, un alt om inimos al Văijiului, care vrea să facă, iată, cunoscută, sprijinit de Cătălin și de acești oameni, Valea, de Sorin Peștenariu, da? Foarte încântată am fost, m-a omorât cu acordurile grele pe care le prindea și pe care eu nici astăzi nu le știu, dar nu-i bai, iată că așa cu puține câte știu, am reușit să compun chiar patru piese, da? Prima piesă compusă pe versurile Florinei Sanda Cojocaru. Se-ntoarte noaptea înapoi și plâng tăcerile din noi și dor căderile de vânt. Tu cine ești, eu cine sunt? Motor din ceruri albunii, străin în ceasul până zi, orfani de ultimul cuvânt. Tu cine ești, eu cine sunt? Jale de timpul să
Când vântul e
să închei și lui Cătălin Firește cu cântecul cu care Tatiana și-a luat la revedere de la noi de pe scena Casei de Cultură de la mine din Alba Iulia, Noaptea Marii Beții, dar refren poate...
Ne-am întors pentru finalul acestei, acestui eveniment. V-am spus iar o să continue în cealaltă locație, dar până un altul vă mulțumesc încă o dată că ați venit. Înseamnă foarte mult pentru mine gestul dumneavoastră. Și să încep această ultimă parte cu un cântec pe care mama l-a compus împreună cu Magda, pe versul lui Adrian Păunescu, atunci, într-un moment în care amândouă erau într-un divorț. Mama a divorțat de tata, Magda de soțul ei și a venit cântecul ăsta, care se numește Partaj. Iubire taină și moarte, ce pot să-ți mai spun despre noi? Acum că a venit despărțirea, cum
Hai să mă uităm și o colindă ca să... Ca să fie lucrul așa cum trebuie. Suntem în... Treaba sau colindele a căzut la un moment dat un pic în disgrație, pentru că s-a asociat colindatul ăsta cu unii speculanți care vă trăiesc din asta, nu nicio legătură, dar trebuie să nu uităm de originea noastră și de obiceiul noastră tradițional. Trecăm peste faptul că unii trăiesc din colinde, nu ceva rău în asta. Cântă colinde și unii chiar și au pus la vama veche. Nu e asta o problemă, dar să se face diferența între unii și alții și să nu ne negăm originele și obiceiurile. Tristeța de fapt e
ta. Și totuși există iubire, și totuși există desen. Dar lumina lumii deschide, iubesc ancora și mă tem. Și totuși există iubire, și totuși există desen. Doi copaci fără frunze de drum,
această seară să fim alături de acești trei dragi ai noștri. Vreau să-i mulțumesc Feliciei pentru că așa plină de hematoame, cum zice, a venit și nu ne-a lăsat de izbeliște. Luminița, care este o minune de copil, o mai așteptăm să vină la noi. Vreau să-i mulțumesc lui Cătălin, pentru care am niște sentimente de să vă spun, de câte ori îl văd și îl aud, mă încearcă mult, știm de cât? Trei ani? Da. Trei ani. Și... Dar nu știu cât zui pe și în mod deosebit vreau să-i mulțumesc celei pentru care suntem aici și cea care ne-a adunat pe toți în această seară, Tatiana Stepa, și pentru moștenirea pe care ne-a lăsat-o, pentru cântă celor care ridică părul pe mine, ție care ne-a lăsat-o. Mulțumim și vă mai așteptăm și așteptăm.